Când cerul atinge pământul, când cerul vrea cu adevărat să atingă semnificativ pământul, Dumnezeu trebuie să moară. Când cerul dorește să atingă semnificativ pământul, Dumnezeu trebuie să moară. Vineri! Florile au murit. Au fost făcute ferfeniță. Nu știu dacă a fost prin preajmă la încheierea serviciului de vineri. Copiii s-au strâns în jurul florilor zdrobite. Și scena pe care am văzut-o mi s-a părut uluitoare. Reacția copiilor a fost semnificativă. S-au strâns grămadă și au început să le culeagă, să caute, da, dacă mai găsesc o floare întreagă, să strângă petalele de pe jos, să le pună în mână, să le aranjeze cumva, să refacă floarea. Cumva instinctiv. Copiii vreau să le pună la loc. Vreau să reînvie florile. O fetiță îmi spunea, Așa de tare m-a durut când ați omorât florile. Exact asta am vrut să obținem. Și reacția lor a fost nemaipomenită. Vreau, le vreau în viață, le vreau înapoi, vii la locul lor. În viață. Este... Reacția copilor este reacție umană. Noi vrem să întreținem viața. Cumva știm că moartea este ceva nenatural. Moartea este un fel de intrus care a intrat în lumea noastră și vrem să scăpăm de ea. Nu știm, vrem să trăim, să întreținem viața. Moartea ne încurcă. Vineri, florile au murit. Duminică, florile au înviat. Vineri, Isus a murit. Duminică, Isus este în picioare, a înviat. Dar moartea este acolo. Știm, simțim, ne comportăm ca și cum moartea este un intrus și nu o vrem în preajma noastră. Cumva vrem să păstrăm viața într-un fel sau altul, dar ne manifestăm această dorință în care vrem să punem lucrurile la loc, să nu mai moară niciodată. Vladimir Ilic Lenin a fost strategul și conducătorul Revoluției Bolșevice din Rusia anului 1917. La moartea lui, în 1924, a fost îmbălsămat și expus la vedere pentru public periodic, cei responsabil cu întreținerea corpului său îl scot din sicriul de sticlă, îl spală, îl tratează, îl repară, îi repară corpul cu tot soiul de chimicale. De 100 de ani, anul acesta, de 100 de ani, oamenii pot să intre în mausoleul din piața roșie ca să-i vadă trupul mort de-a binelea. Cumva, Vrem să întreținem viața. Spunând acestea, gândul ni se îndreaptă către doi ucenici care au intrat într-o altă criptă unde se desfășura al șaptelea semn, deși nu vedeau decât o piatră dată miraculos la o parte, niște fâșii de pânză misterios împăturite și niciun corp amenesc. Această imagine a criptei vorbește foarte mult. Este semnul al șaptelea. Iar în relatarea Scripturii, întâmplarea este următoarea. Ioan 20, de la 1 la 10. Ascultați! Dar în prima zi a săptămânii, Maria Magdalena a venit la mormânt, dis de dimineață, când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese îndepărtată de la intrarea mormântului a alergat, a venit la Simon Petru și la celălalt ucenic, pe cel pe care îl iubea Iisus, și le-a zis, l au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Atunci Petru și celălalt ucenic au ieșit și s-au dus la mormânt. Cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns primul la mormânt. Când s-a plecat să se uite înăuntru, a văzut fâșile de pânză întinse pe jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care îl urma, a ajuns și el a intrat în mormânt și a văzut fâșile de pânză întinse pe jos. Dar ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era pus împreună cu fâșile de pânză, ci era împăturit și așezat într-un loc separat. Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese primul la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Căci încă nu înțeleseseră Scriptura, potrivit căreia, el trebuia să învie dintre cei morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. După semnul al șaselea, învierea lui Lazar, Ioan mai aduce un semn, învierea lui Isus. De ce încă o înviere semn? Pentru că cele două sunt diferite. Nu era suficient o singură înviere? Nu. De ce? Pentru că învierea aceasta, cea din urmă era mult, infinit superioară. Era o înviere fără o moarte ulterioară. Lazar a fost înviat, dar a murit. Din nou, după vreme. Iisus a fost înviat și a rămas viu pentru veșnicie. Al șaptelea semn este finalul scrierii, apogeul mesajului. Ioan își încheie întreaga scriere cu al șaptelea semn. Și în relatarea lui, Ioan, Ioan accentuează două elemente: învierea propriu-zisă și arătările de după înviere. Ele împreună formează al șaptelea semn. Învierea. Învierea are câteva componente care ne vorbesc ceva, ne spun ceva. Piatra de la intrare a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Acum știm cu toții, mormintele celor cu dare de mână erau niște grote în stâncă care se acopereau cu o roată de piatră care se rostogolea peste intrare, probabil pe un șanț de piatră. Când a ajuns Maria la mormânt, piatra fusese răsturnată. Ca să ce? Ca să iasă Iisus afară? Știm bine că nu. În noua lui substanță, cu noului trup glorificat. Iisus putea trece prin orice lucru material. Vede mai încolo, când intră în casă la ocenici care stăteau cu ușile închise, Iisus apare în mijlocul lor și salută. Așa că piatra a fost rostogolită, îndepărtată, răsturnată, nu pentru ca Iisus să poată să iasă afară. Nu l-a încurcat cu nimic să iasă ci pentru ca ucenicii să poată intra și vedea înăuntru. Pentru că ei se poată să scrie relatarea pe care tocmai am citit-o. Ioan a intrat, a văzut și a crezut. Învierea, deși este o imposibilitate științifică, ea rămâne o realitate istorică. Ioan a văzut și a crezut, a relatat faptele pe care le-a experimentat. Lucru care ne conduce la un alt element al învierii, naturalețea relatării. Cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic a mai repede decât Petru și a ajuns primul la mormânt. Când s-a plecat să se uite înăuntru, a văzut fășile de pânză întinse pe jos, dar n-a intrat. La ce folosesc astfel de detalii? Nu contribuie cu nimic la învierea propriu zisă. E adevărat. Dar îi confirmă autenticitatea. Ioan a trăit intens momentul acela și detaliile i-au rămas vii. Mărturia unor martori oculari este cea mai puternică dovadă într-un proces. Cei care au văzut fapta pot depune mărturie. Ioan a văzut-o cu ochii lui și tot, toate detaliile experienței sale le relatează, le scrie pentru că erau vii și aceasta duc o naturalețe. Ioan relatează fapte în viera lui Isus, deși este o imposibilitate științifică, ea rămâne o realitate istorică. În aceeași relatare mai apare un element, fâșiile de pânză, un alt detaliu care ne-ar interesa prea puțin la o primă vedere. Simon Petru, care îl urma, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fășile de pânză întinse pe jos. Dar ștergarul, ștergarul care fusese pe capul lui Isus nu era pus împreună cu fășile de pânză, ci era împăturit și a așezat într-un loc separat. Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese primul la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Ce a determinat ca vederea fâșilor de pânză să producă credință? Două lucruri. Unu, trupul lui Isus s-a evaporat prin pânza care îl înfășura până la gât și fie pânza a rămas ca un cocon cu forma trupului, dar fără trup înăuntru, fie pânza așa împătrată cum a fost a pliată, a căzut una peste alta. Lucru care este imposibil din punct de vedere științific. Ioan a văzut a înțeles și a crezut. Și apoi al doilea element, ștergarul împăturit și pus deoparte, a fost un alt element semnificativ. Baruc menționa faptul că ștergarul relatat aici, menționat aici, este talit șalul de rugăciune care se punea pe fața mortului. Iar șalul împăturit într-un anumit fel și așezat la o parte de giulgiu, a determinat pe Ion să creadă. De ce? Pentru că, conform legii, chiar până în ziua de azi. Când șalul de rugăciune nu este folosit, el trebuie împăturit într-un anume fel și așezat deoparte. Doar un iudeu știa și putea face una ca asta. Iar în mormânt a fost un singur iudeu, Isus. De aceea Ioan a văzut și a crezut. De ce nu cred oamenii în înviere astăzi? pentru că nu sunt destule argumente? Nu! Argumente sunt multe, cel puțin 10 argumente serioase se pot aduce în favoarea învierii. Nu pentru că nu sunt argumente, ci pentru că acceptând învierea nu-ți convine. Acceptând învierea lui Isus, consecințele sunt tulburătoare. Viața nu mai poate fi trăită la fel. Dacă Isus a înviat, altfel trebuie să începi să trăiești. Învierea, deși este o imposibilitate științifică, ea rămâne o realitate istorică care vrea să-ți transmită ceva. Și un al patrulea element, înființarea Duminicii ca zi de închinare. Și aceasta apare în text. Și gândindu-ne la ea, putem găsi învățătură. În prima zi a săptămânii, spune textul, Maria Magdalena a venit la mormânt de dimineață când era încă întuneric. În prima zi a săptămânii. Aceasta a fost sămânța utilizării zilei de duminică ca zi de închinare a creștinilor, în ciuda presiunii culturale. Nu este puțin lucru această schimbare radicală. Evreii aveau bine rădăcinată atât tradițional cât și teologic, dacă vreți, o zi pe săptămână, ca zi de închinare, sâmbăta, sabatul. Era poruncă divină pentru vechiul legământ. Era scris negru pe alb. Aceasta, sabatul, sâmbăta, este ziua de închinare. Este ziua dedicată Domnului. Să o păzești și să o sfințești. Era pus în cele zece porunci. Era bine rădăcinat acolo. Ce-i face pe niște amărâți de ucenici? Să schimbe o tradiție milenară? Să meargă împotriva unei teologii vechi testamentale? A unui vechi legământ? Evenimentul învierii? Transformarea duminicii în ziua de închinare a fost un act monumental. Dacă învierea nu justifică această schimbare radicală, atunci ce ar, altceva ar putea o justifica? O mână de oameni într-un nou legământ pe care Isus îl, îl anunțase cu două zile înainte? Un nou legământ, o nouă zi pusă deoparte, ziua învierii pentru închinare. A șaptelea semn are două componente, învierea propriu-zisă propriu -zisă, și arătările lui Isus. Dacă Isus a înviat din morți, într-adevăr, cine l-a văzut? Pentru că poți zice ușor, a înviat. Și? Și ce dacă îmi spune cineva că a înviat? Eu până nu văd, n-am cum să cred o astfel de imposibilitate științifică. Dacă Isus a înviat din morți, cine l-a văzut? Sunt martori oculari de încredere? Cei care l-au văzut cu ochii lor pe Isus înviat au dus mesajul acesta nebunesc mai departe, l-au răspândit în întreaga lume, au răscolit lumea cu această convingere. Isus Hristos a înviat. Au fost gata să-și dea și viața pentru susținerea acestui adevăr. Isus a înviat. Sunt martori oculari de încredere? Nimeni nu moare pentru o minciună, nu? Nu-ți dai viața ca să întreții o minciună de-a ta. Așa că arătările sunt importante. Dacă am înviat din morți, cine l-a văzut? De ce Ioan își încheie semnul al șaptelea și întreaga lui lucrare, scriere, cu arătările acestea? Pentru că în Iisus a înviat, n-a înviat degeaba? N-a înviat ca să știe că înviat? Iisus a înviat ca, pentru că are a face cu noi, pentru că are un lucru de făcut cu noi. Așa că arătările își poartă învățătura, arătările sunt parte, a semnului. Eu relatează câteva arătări din motive didactice ca să ne dea învățătură din ele. Dacă eu sunt înviat, care e reacția ta? Și în următoarele arătări vom vedea câteva învățături. Care ar trebui să fie reacțiile noastre, învățătura pe care să o ducem mai departe, pe care să o aplicăm în viața noastră. Maria Magdalena, intersecția dintre Isus cu Maria Magdalena ne învață un lucru foarte clar. Iubirea perseverentă dă rezultate. Iubirea nu se dă bătută niciodată, nici că atunci când nădești de moare, iubirea rămâne. Asta ne învață Maria, intersecția, întâlnirea dintre Isus și Maria. Devotamentul Mariei Magdalena a început cu maxim trei ani înainte, când Isus o eliberase de șapte demoni, ni se spune în Luca, capitolul 8. Șapte demoni care își făceau voile cu ea. Maria Magdalena știa ce înseamnă atât terifianta înrobire spirituală, cât și palpitanta libertate în Hristos. Și din acea zi a eliberării, Maria Magdalena a fost nelipsită de lângă Isus. Admirația ei și iubirea ei au crescut neîncetat, au ținut-o lipită de el. La cruce, când ceilalți ucenici au fugit cu toți, ne spune în Marcu 14, Maria era acolo pentru că iubirea nu abandonează. Asta lipită de întreg supliciul și agonia crucii, mi mi se spune în Matei 27, pentru că iubirea refuză să cedeze. Au urmărit îndeaproape îngroparea Ni se spune în Marcu 15, pentru că iubirea perseverează chiar atunci când nădejdea se disipă. Iisus era mort și rămâne tot pe lângă el. Pentru că iubirea perseverează. Apoi, trec trei -tre zile, sabatul abia se încheiase și dis de dimineață se grăbește la mormânt să fie iarăși aproape. Iubirea o aduce înapoi. Poate că tot ce își dorea era să fie prin preajma celui iubit. Poate doar să-și poarte mâna pe piatra rece și sfidătoare. De ce? Pentru că iubirea nu se dă bătută. Și nu de mirare că Iisus se apropie primul, prima arătare se apropie de cea care îl iubește. Cea care îl iubește cel mai mult. Femeie, de ce plângi? Aude vocea. Domnule, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Adică, spune unde l-ai pus și îl voi craie înapoi. Nici nu-și punea problema cum o va face. Cum să cari un om mai mare ca tine? Singură. Dar era hotărâtă. Cumva o va face pentru că voia să o facă. Iubirea ei, atenție, este limita frângerii. Unde l-ai dus? care e înapoi. Nu mai arată mil. Marie! I se descoperă Iisus cu o expresie familiară și atunci ea recunoaște. În miezul disperării ei, învățătorul o găsise. Întâlnirea cu Maria Magdalena ne vorbește despre iubirea ce perseverează chiar atunci când credința și nădejdea eșuează. Dar mai este un element acolo în întâlnire din care putem învăța ceva. Iubirea nu trebuie ținută doar pentru tine, ea trebuie împărtășită și altora. Bucuria reuniunii cu Isus nu se ține doar pentru sine. De aceea Isus îi spune, du-te la frații mei și spune-le că mă văsui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Mă veți întâlni în Galileea. Experiența intimității cu Dumnezeu trebuie deversată către lumea muribundă și ignorantă. Iubirea nu se ține doar pentru sine. Apoi a doua arătare relatată de Isus, de Ioan, este întâlnirea cu zece ucenici minus Toma. În seara acelei zile, cea din tâia săptămânii, în timp ce acolo unde se aflau ucenicii, ușile erau încuiate de frica iudeilor, erau încuiate de frica iudeilor, Iisus a venit, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și zicând aceasta, le-a arătat mâinile sale și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă! Așa cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și spunând aceasta, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt! Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate. Iar celor ce le veți ținea, vor fi ținute. Ce învățăm din arătarea aceasta, din aceste cuvinte? Vedem o validare a credinței, o confirmare a credinței lor și o împuternicire, luați Duh Sfânt, o împuternicire pentru misiune. Pentru că credința, credința pe care ți-o pui în el, îți validează, îți va fi validată și vei fi împuternicit pentru misiune. El ți se arată, l-a înviat ca să te trimită să spui despre iertarea păcatelor și modul în care pot fi iertate. O altă întâlnire este întâlnirea cu Toma, relatată mai încolo în capitolul 20. Și de aici, și de aici învățăm câte ceva. Isus vine acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, adică Isus se arată în comunitate. Toma nu era acolo. Domnul Isus își manifestă prezența, în primul rând, acolo unde copiii săi se adună. Dacă nu ești acolo, ai șanse mari să pierzi arătarea Lui. Așa că ține aproape de comunitatea de credință. Este spre beneficiul tău. Te protejează și te dezvoltă. Comunitatea este ideea lui, este se arată ucenicilor strânși la oaltă. Toma nu era acolo, numai că apare după 8 zile în comunitate. Îndoiala nu este sinonimul necredinței. După 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul în coace și uite-te la mâinile mele. Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Întâlnirea aceasta este copleșitoare. Iisus nu-ți judecă cu patimă îndoielile respingându-te. Îndoiala devine necredință doar atunci când refuză dovezile. Îndoiala este un soi de nu știu ce să cred, am întrebări. Necredința este nu vreau să cred. Toma nu refuză dovezile. Drept răspuns Toma a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma nu refuză dovezile. Și credința, nerefuzând dovezile, credința aceasta îl duce la închinare. Domnul meu și Dumnezeul meu. Este prima dată când un ucenic îl numește pe Iisus Dumnezeu. Nu-i spune învățătorule, ci spune domnul meu, domnitorul meu, împăratul meu și Dumnezeul meu. Adică sunt al tău cu totul. Te recunosc ca împărat, ca autoritate peste mine. Te recunosc ca... Dumnezeu, ființă divină. Tocmai a zis Iisus, pentru că mai văzut, ai crezut. Ferice fericit de cei ce n-au văzut și au crezut. Se referă la noi, cei de după înălțarea lui Iisus la cer. Iisus a arătat multor ucenici, dar vrea să ți arate și ție, chiar fără să-L vezi fizic. Apostolii au văzut, au pus mâna pe cuvântul întrupat și au crezut. Dar și noi îl putem vedea. Și pune mâna pe cuvântul scris. Acesta ne-l revelează pe același sus Și s-ar putea să fie mai privilegiați decât ucenicii. S-ar putea să fim mai privilegiați. Pentru că avem cuvântul scris cu noi tot timpul. El l-au văzut și Iisus a plecat. Întâlnirea cu șapte ucenici. În capitolul 21. Și aceea poartă învățătură pentru noi. Pentru că Isus se arată ca să ne învețe ceva. Iisus a înviat și ni se arată ca să ne învețe ceva. După aceea Iisus a mărdat o ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru le-a zis, mă duc să prim pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au înțat într-o corabie și nu au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm dar ucenicii nu știau că este Isus. De ce nu l-au recunoscut? Pentru că se schimbase fizic, probabil, improbabil, nu este clar. Poate era a distanță, era dis de dimineață, nu se vedea bine la distanță. Nu asta e miezul. Copil a zis Isus, aveți ceva de mâncare? El a răspuns, nu. El a zis, aruncat mreaja în partea dreapta curăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus, Ioan, a zis lui Petru, este Domnul! Ce învățăm de aici? Cunoaște bine intervențiile trecute ale lui Iisus în viața ta ca să-L poți recunoaște bine în prezent. Iisus își schimbaste fizicul, nu știm. Trupul nou glorificat arată altfel, nu știm. Cert este că Ioan îl recunoaște după faptele lui, nu după înfățișare. Mai ales că li s-a descoperit în aceeași manieră cu trei ani înainte. Un pescuit în după o noapte de trudă, fără folos. A mai făcut o Iisusa asta trei ani în urmă. El este. Îl recunoaște după faptele lui. Deci, Maria nu-i așa. Nu l-a recunoscut din prima decât după ce îi se adresează familiar. Marie! Iar în Luca 24 ni se spune că ochii lor doi ucenici în drum spre Maos erau împiedicați să-l cunoască și îl recunosc doar la frângerea pâinii. O făcuse cu câteva zile înainte. El este. Cum de nu ne-am dat seama? Era ca și cum Isus vrea să le transmită că de aici înainte relația cu El va fi de altă natură. Spirituală, nu fizică. Așa că cunoaște bine, cunoaște-l bine, ca să-l poți recunoaște bine când este nevoie. Dialogul foarte personal cu Petru ne mai învață un ultim lucru. După ce au mâncat, Iisus l-a întrebat pe Simon Petru, Simone, fiul lui Ioan, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și întâmplarea și dialogul îl cunoaștem cu toții. Abordarea lui Petru este semnificativă. În urma pocăinței lui, Petru avea nevoie să fie văzut, să fie băgat în seamă. Pentru că Isus întotdeauna se apropie de omul care se pocăiește ca să-i ridice rușinea, să-i restaureze numele și să-i redea încrederea. Isus a înviat și pentru aceste lucruri să-ți rușinea, să-ți restaureze numele, să-ți încrederea în momentul în care te pocăiești. Poate cineva astăzi are nevoie de un astfel de adevăr reamintit. Al șaptelea semn îți transmite că Dumnezeu a înviat, Iisus a înviat ca să te caute, să-ți rușinea, să-ți refacă numele și să-ți redea încrederea. Concluzie. Concluzia ne întoarce la problema noastră fundamentală. Dacă ceva trebuie reparat în ceea ce noi numim viață, acel ceva este moartea. Boala cea mai fatală pentru om este viața însăși. De boala numită viață nimeni nu scapă. Rata mortalității este 100%. Moartea este singurul lucru care ne iese fiecăruia dintre noi. Nu ratăm nici unul deloc, niciodată. nu e așa? Abia ne naștem și ni se spune că omul moare. Prin cuvinte, prin interdicții de a face anumite lucruri despre care ni se spune că sunt periculoase, ne ferim copiii de orice mic accident. Nu-i voie, nu pune mâna, ai grijă. Prin aceste interdicții, noi le transmitem că se află într-un pericol, că omul poate muri. Dar la vârsta aceea, sunt greu de înțeles, sunt departe de noi. Nici nu știm ce e moarte. Numai că trec câțiva ani și în timp ce ne plimbăm pe stradă, un cortegiu funerar trece prin fața noastră și avem dovada că omul chiar moare. Dar încă tot nu ceva personal. Da, omul moare. Mai trec câțiva ani o persoană dragăție moare. Și te doare. Ceva înăuntru se sfâșie. Cursul vieții ți este tulburat. Simți o pierdere. Nu vrei să-l pierzi. Dar l-ai pierdut. Și știi. Și te doare. Vezi realitatea morții? Realitatea morții aproape. Cel pe care îl iubeam mi-era drag, s dus. Nu-l mai întâlnesc Nu-l mai văd. Și moare devine și mai reală, și mai actuală. Cei dragi mor. Numai că mai trec câțiva peste tine și încep să înțelegi. Nu doar că omul moare, nu doar că cei dragi mor, ci chiar eu însumi mor. Îmi vine rândul. Deși moartea este naturală într-un sens. Ea este nenaturală. Cu toții știm undeva adânc că moartea este un intrus, ceva ce s-a strecurat, insinuat în viața umanității. O urâm, nu ne place. Omul este făcut ca să trăiască, vrea să trăiască. Iar când moartea intervine, tot universul este dat peste cap. Moartea este o urciune care s-a insinuat în viața noastră. Și ne încurcă. Și încercăm să o reparăm. Și încercăm să punem viața la loc în fel și chip. Dacă ceva trebuie reparat în ceea ce noi numim viață, asta este moartea. Ei bine, al șaptelea semn din Evanghelia după Ioan are două specificități. Învierea propriu-zisă, realitatea învierii și arătările personale, efectele învierii. Ucenicii l-au văzut și au crezut. Al șaptelea semn ne învață că Isus repară moartea. Al șaptelea semn ne învață că El, Isus, a omorât moartea. Isus este moartea morții. Isus a omorât moartea. Moartea nu mai are putere. Isus, împăratul Mântuitorul, nu poate fi înfrânt, nici chiar de cel mai mare dușman al omului, moartea. Și ca urmare, împărăția asta nu poate fi înfrântă și cucerită de către nimeni și nimic, pentru că el este împăratul care a înfrânt omorât cel mai mare dușman, moartea. Și ca urmare, împărăția nu poate fi înfrântă și cucerită de nimeni și de nimic. Și ca implicație, oricine primește cetățenia în această împărăție, trăiește pentru totdeauna. Și ca aplicație, puneți încrederea în, în Isus, împăratul mântuitorul, consacrați viața Lui și vei trăi împreună cu El pentru totdeauna. Fără credința în învierea Lui, ești mort de-a de Căci dacă Hristos n-a înviat, spune Pavel, credința noastră este zadarnică sterilă, neproductivă. Așa că al șaptelea semn ne învață că Isus este moartea morții și ca urmare, ca aplicație, sunt arătările. Iubirea perseverează, ea nu se dă bătută. Iubirea trebuie împărtășită. Dacă Isus a înviat, credința ta este validată și ești împuternicit, ei Duh Sfânt și împuternicit pentru misiune. Dacă Hristos a înviat, anumite îndoieli ce le poți avea nu sunt atât de grave. Refuzul dovezilor este grav. Dacă Isus a înviat, cunoaște-L bine ca să-L recunoști bine. Dacă Iisus a înviat și tu ai eșuat, alunecat, te-ai lepădat de El într-un fel sau altul, dacă Iisus a înviat, El te caută ca să-ți ridice rușinea, ca să-ți restaureze numele și ca să-ți redea încrederea. Șapte semne pentru ca noi să credem că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să avem viața în numele Lui. Puterea învierii Lui îți poate împlini tângetele fundamentale ale vieții și le poate insufla o nouă dimensiune. De fapt, al șaptelea semn pentru ca noi să credem și crezând să devenim mireasa Lui. De fapt, nouul legământ este un legământ de căsătorie. Iisus a înviat ca să se căsătorească cu tine. El te cere în căsătorie, vrând să trăiască cu tine veșnicia. Acesta este noul legământ. El, cerându-te în căsătorie, rostește următoarele cuvinte. Eu, Iisus cel înviat, înaintea tatălui meu și a tatălui vostru, făgăduiesc să te iubesc și puneți numele acolo. Din dragoste mă căsătoresc cu tine, promit să -ți fiu credincios. Tu și numai tu îmi vei fi de ajuns. Cu tine mă voi bucura, cu tine voi răbda, cu tine voi îndura, cu tine voi trăi în sfințenie. Toată viața am să te iubesc și am să-ți de grijă. Să voi fi alături în sănătate și în boală, la bine și la greu în bogăție și în sărăcie până când învierea ta, spune Iisus ne va uni definitiv întrebarea la final de serie este tu poți să-i faci o promisiune asemănătoare? vă invit să plecați capul și să închideți ochii pentru că urmează o promisiune asemănătoare pe care ați putea să o faceți. Și dacă ai făcut-o deja, poți să o repeți, nu încurcă cu nimic. Dacă n-ai făcut-o, o poți face acum. Pentru că este jurământul noului legământ. El ți-a făcut promisiunile pe care le-ai văzut. Acum tu ai putea spune înapoi, ai, put ai putea răspunde în felul acesta, eu, puneți numele acolo. Înaintea Dumnezeului celui viu, făgăduiesc să-ți fiu supus, Isuse. Din dragoste mă căsătoresc cu tine. Promit să-ți fiu credincios. Tu și numai tu îmi vei fi de ajuns. Cu tine, Isuse, mă voi bucura. Cu tine voi răbda, cu tine voi îndura, cu tine voi trăi în sfințenie. Toată viața am să te ascult. Te voi onora, Iisuse în sănătate și în boală. La bine și la greu. În bogăție și în sărăcie. Până când învierea mea ne va uni definitiv. Și astfel de cuvinte, o astfel de promisiune îi pot face. Și merită să-i faci. O astfel de promisiune se face în apa botezului, pentru că botezul este o astfel de declarație. O astfel de promisiune o poți face cu încredere, pentru că Isus este moartea morții. Isus este viu. Isus este viața.